Bine ați venit la un clip parfumat și gurmand, pentru că avem haul Bath & Body Works, haul adunat din două comenzi, pentru că m-am grăbit cu una dintre ele și vă explic îndată de ce. Așadar, înainte să anunțe ei frumușel oficial colecția de Crăciun, au avut o ofertă, promoția aceea de cumperi de 300 de lei și plătești 150. Am intrat pe site să văd cam ce au. Nu erau foarte multe produse, tocmai pentru că urma colecția de Crăciun. Dar, am găsit câteva. Am găsit niște lumânări mici cu un singur fitil, care era un arome de Crăciun. Am mai găsit pe la arome de casă, ceva din colecția de Crăciun și la geluri dezinfectante pentru mâini. Și am zis, păi nu fur eu startul, nu dau eu comandă acum, dar ce? Eu sunt deșteaptă, fac cumpărături inteligente. Da, sigur. Și am dat comandă atunci, am beneficiat de reducerea. Cumperi de 300, plătești 150 și mi-am luat produse. Deși v-am mai spus eu că prefer lumânările mari cu 3 fitiluri, nu pentru că astea mici n-ar mirosi bine, miros bine și ele, doar că fiind cu un singur fitil, e logic că nu sunt atât de puternice. Nu împrăște mirosul chiar așa în toată casa, cum o fac cele cu 3 fitiluri. Da, e o chestie normală, pentru că e diferență de mărime și de fitiluri. Cu 3 fitiluri, automat, se împrăștie mai mult miros. În fine, dar am zis, hai să iau, că am prins acum oferta asta, am prins produse din colecția de Crăciun, gata, nici nu mă mai gândesc, dau comandă. La 2 zile după, 2 sau maxim 3, au anunțat colecția de Crăciun. Și au umplut site-ul de lumânări cu 3 fitiluri în arome de Crăciun, geluri de duș, săpunuri de mâini. Tot site-ul striga Crăciun, era așa, flash, flash, Crăciun, 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 Crăciun. Nu aveau promoții atunci, la lansare, am zis, hai totuși că e ok, n-au promoție, e tot în regulă. Doar că, la încă 3-4 zile după, văd pe story la Bath & Body Works un repost de la altcineva, cum că ar fi un cod de reducere de 50% la toată colecția de Crăciun. Și am început să fac așa, și așa, și așa, dar am zis, hai să profit și de asta, că na, 50% pot să-mi iau lumânări cu 3 fitiluri. Ei, iubesc lumânările cu 3 fitiluri. Și am mai dat o comandă. Și așa s-a ajuns la acest haul absolut minunat. N-am să prezint produsele pe comenzi, ci pe categorii mai degrabă, mi se pare mai logic, și am să încep cu acele geluri pentru mâini. Am 5 în total, să-mi ajungă, am un mini stoc, da, mă rog, mini, vorba vine. Și aici am notele trecute la fiecare aromă. Știți că îmi plac foarte mult descrierile lor, au niște epitete de bat orice logică. Și hai să începem. Am aici Blackberries and Basil. N-am stat să miros foarte bine aceste produse. Mi-am băgat nasul în ele, vă dați seama că nu puteam altfel. Dar o să fie un soi de aproape first impressions. Bun. La Blackberries and Basil avem așa, mure proaspete, șampanie și busioc. Aici a fost lejeră, așa, descrierea. Și e un miros destul de fresh, fructat și puțin bubbly, așa. Bun, mai departe, am Vanilla Icicles. Și aici avem așa, vanilie bătută, nu știm de cine a fost bătută sărăcuța de ea, lemn de chihlimbar și iasomie înghețată. Nu știu până la final pe unde o să mai dau aceste geluri. E o vanilie parfumată așa și mă duce puțin cu gândul ori la La Nuit Trésor à la Folie, ceea ce nu e rău deloc, ori la Angel, undeva acolo. Miroase foarte bine. Un spray de corp în aroma asta n-ar suna rău, dar nu cred că au așa ceva. Da, miroase bine. Mai mult, parcă acum se duce în zona de Angel. Interesant. Următorul gel este în aroma Wildberry French Toast. Și ăsta cred că o să miroasă foarte, foarte bine. Conține fructe de pădure dulci, pâine prăjită brioche și un strop de scorțișoară. Unde mai pun? Hai că pun aici. Să văd care e treaba și cu ăsta.
E fix genul meu de miros. Miroase foarte tare a scorțișoară. Deci acel strop nu era chiar strop. Scorțișoară și ceva... ceva dulce, evident. Ceva dulce și ceva de panificație. Se duce în zona aia de rulou cu scorțișoară. Miroase foarte bine. Până acum, ăsta și Vanilla Icicles îmi plac. Apoi, Strawberry Snowflakes. Ar trebui să avem o căpșunică aici. Dau pe mâna cealaltă și al cincelea îl pun în frunte. Nu știu unde îl mai pun. Ok, stați să vă spun și notele că l-am sărit pe ăsta. Căpșuni suculente, frișcă bătută, bergamotă înghețată. Mamă, mamă, mamă! Ce avem noi aici? Miroase a căpșuni, dar nu atât de tare pe cât mă așteptam. Și eu miros dulce, dar mai rece, așa, nu știu cum să zic. Nu e cel mai gurmand miros. Dar e drăguț și ăsta. Dar tot, alea două, dinainte îmi plac mai mult. Ok. Și mai am Coffee and Whiskey. Nu mai țin minte, dar parcă aveau și lumânare mică în aroma asta, dar n-am luat. Bun, ca note, whisky irlandez puternic, aroma de vanilie și un strop de cafea. Aici avem un strop de cafea. Hai că dau pe o încheietură, așa ca un parfum, să văd că sunt curioasă. Am pus prea mult? Nu. Sunt curioasă dacă miroase tare a cafea. Miroase foarte bine, dar mi-aduce aminte de ceva mirosul ăsta. Mi-aduce aminte de un parfum, poate? Îmi place super mult. Nu știu ce să vă spun despre whisky, că nu e ca și cum știu neapărat cum miroase whisky-ul. Nu simt un miros buzii, alcoolizat, dacă ar fi să mă duc în zona aia. Nu miroase extrem de tare a cafea, mă așteptam să fie mai puternic mirosul de cafea. Dar eu miros cald, cafelicios, ciocolatos undeva în zona aia. E drăguț, e drăguț mirosul. Și aș spune că aroma asta e pe locul 3 după Vanilla Icicles și după pânița asta franțuzească, French Toast. Dar nu e un miros rău. Bun, și cam asta a fost cu gelurile pentru mâini. Am să-mi ajungă. O să mă dezinfectez toată viața cu aceste geluri. Nu, cred că un an mă țin. După aia trebuie să refac stocul. Ca aromă pentru casă, în afară de lumânări, am luat și o rezervă din asta pentru odorizantul electric, chiar tocmai ce s-a terminat rezerva dinainte. Și să știți că nu mi se pare o mare diferență între odorizantele electrice de la Bed & Body Works și cele de la Glade sau Airwick, de care mai am. Adică împrăștie cam la fel mirosul, mirosul e la fel de puternic la toate cele trei firme. Singura diferență ar fi că la Bed & Body Works, într-adevăr, ai o varietate mai mare de arome și poți să iei tot felul de arome gurmande și foarte faine, cum este cea pe care am eu aici. Și aici, pe partea de arome, într-adevăr, ai ce alege la Bed & Body Works, doar că cel mai bine este să aștepți reducerile, pentru că, în mod normal, mi se par destul de scumpe aceste rezerve. Dar așa, ca putere, mi se par toate trei cam pe acolo, adică își fac treaba, asta vreau să spun. Toate trei își fac treaba, împrăștie mirosul în cameră, se simte, deci ei au toate un thumbs up. Bun, și am luat o aromă absolut minunată. Cred că este preferata mea din tot ce am luat, din aceste două comenzi. Pistachio and Toasted Vanilla. Vă dați seama, fistic. Am bălit acolo când am văzut fistic, am zis, da, trebuie neapărat să iau. Și o să vedeți că am mai luat ceva în aroma asta, pentru că mi-a plăcut prea mult. Odorizantul ăsta a fost luat în prima comandă și de îndată ce l-am mirosit, am zis că trebuie să mai iau ceva, dacă o să mai bage ceva pe site în aroma asta și mai bine, când au anunțat și colecția de Crăciun, au băgat încă ceva. Vedeți îndată ce? Suspans, surpriză, șocant, nemaipomenit.
Da, miroase extrem, extrem de bine aroma asta. Stați că data trecută nu știam, dar acum m-am prins la aceste rezerve, capacul se deschide invers față de cum suntem noi obișnuiți. În fine, asta așa ca un fun fact, că data trecută mă chinuiam să desfac normal și nu se întâmpla nimic. Bun, se simte super bine mirosul de fistic și vanilia e undeva acolo, așa în spate, o vanilie cremoasă. E un miros extrem de gurmand, parcă ai avea în fața ta o prăjitură cu fistic, cu multă, multă cremă de fistic. Ce ciocolată Dubai? No way, nu. Lăsați ciocolata Dubai, luați-vă pistachio toasted vanilla. Bine, nu puteți mânca treaba asta, deși la cum miroase îți vine să o mănânci, dar vă rog, nu faceți asta. Dar miroase extrem de bine și mă aștept să miroase așa în casă a prăjitură cu fistic. Doamne! Deci de bea aștept să pun rezerva asta, mai ales că, v-am zis, s-a terminat cea dinainte și fix pe asta o pun. Mai am una, Mahogany Teakwood, parcă, dar o mai las pe aia. Aia poate să mai aștepte, știu cum miroase, îmi place și aia foarte mult, dar fistic, fistic și nu prea găsesc, adică cred că e prima oară când văd ceva aromă de casă cu miros de fistic. Da, ne place foarte mult, nu știu ce zic ne place, mie și celorlalte personalități ale mele, și să vă spun ce conține, fistic sărat și migdale de vanilie prăjite. Nu știu exact ce ar trebui să însemne migdale de vanilie. Nu știu dacă boabe sau păstăi de vanilie sau se referă chiar la migdale și vanilie și traducerea e proastă. În fine, nu mai contează, nu are foarte multe note. Stați chiar deschideam invers. Dar mirosul e genial. Deci pentru cineva care iubește mirosurile gurmande, mirosul ăsta te dă pe spate. Ești aici în genunchi în fața lui și faci plecăciuni. Da, am găsit și eu niște descrieri, eu și Bath & Body Works. Mai departe, am luat o loțiune pentru corp, este singurul produs pentru corp pe care l-am luat și aroma este Jolly Gingerbread Village. Încă ceva gurmand, nu știu ce nu este gurmand din toată comanda asta. Cred că nimic, cred că tot e gurmand, dacă stau să mă uit, da. Totul e de mâncare, sau ar putea fi de mâncare din comanda asta. Bun, note, turtă dulce aurie, înghețată de vanilie și lemn de Crăciun, care presupun că înseamnă brad sau ceva în zona aceea. Nu știu de ce înghit în sec, v-am zis că ține să mănânci produsele astea. A ieșit puțin că a stat cumva într-o parte. M-aștepta să fie mai puternic mirosul. Ia să și iau puțin dacă tot e ieșit așa. Știți că mie îmi place varianta asta de produs pentru corp, adică loțiunea care vine în acest ambalaj. E mai lejeră formula, mai ușoară și se absorbe mai rapid față de crema de corp. S-ar putea să avem o dezamăgire aici. Mă așteptam să miros așa toată, doar a turtiță dulce, mă dați seama ce era acolo, dar e foarte sec și fad mirosul. Bath & Body Works, ce se întâmplă? Se simte ceva ușor condimentat și dulce. Nu e un miros rău, dar nu mi se pare că miroase a turtă dulce. Mă așteptam la ceva mai mâncabil, nu știu, la ceva care să miroasă, de exemplu, cum era ăsta, Wildberry French Toast, ceva în zona aia de prăjiturică, aluat, undeva pe acolo, biscuiței, ceva de genul. E un miros plăcut, deși v-am zis, nu e foarte puternic. E un miros plăcut, dar mă așteptam eu la altceva. Când am văzut gingerbread acolo, am zis, stai să vezi că o să miroase a turtiță dulce cu scorțișoară și zahăr pudră, chestii de genul. Nu, nu e cazul. Da, până acum aroma asta îmi place cel mai puțin. Am mai luat un săpun spumă, știți că astea îmi plac foarte mult, în aroma Cookie Butter Truffle. Îmi place ambalajul. Cam așa este. Eram între aroma asta și Iced Cinnamon Rolls și bine că m-am uitat într-un vlog de anul trecut în care la fel vă prezentam ce mi-am luat din colecția de Crăciun și am văzut că mi-am luat anul trecut aroma aia cu cinnamon. Uitasem. Așa că am dat deoparte ăla și am luat asta cu cookie. Bun. Și note. Unt de prăjituri, frișcă și extract de vanilie.
Nu sunt chiar atât de comice aceste note, nu? Parcă la alte produse erau mai fistiche așa. În fine, mirosul ar trebui să fie mișto, așa cum trebuia să fie și la loțiunea de corp. Da, da, ăsta miroase foarte bine. Se simte mirosul de unt, de unt dulce, de coptură, de... Da, de prăjitură cu mult unt, nu știu exact cum să explic. Nu e un miros grețos de unt, e ca și cum ai amesteca, în timp ce faci prăjitura, untul cu esența de vanilie și cu zahăr. Cam așa miroase. Și miroase extrem de bine, foarte mult îmi place. Da, ăsta e miros plăcut. Și puternic, cel puțin, așa se simte în ambalaj. Poți să mănânc și pe asta? Nu, nu pot, știu. A curs puțin și pe lângă, asta nu era în plan. Foarte mult îmi place aroma asta. Cookie Butter Truffle. Foarte fain. Și a venit așa una rece, una caldă. Că gingerbread-ul nu era ce trebuie, dar asta e, cu siguranță. Bun, și am ajuns la lumânări. 5 în total, 3 micuțe, 2 mari. Și am să încep cu cea pe care am aprins-o deja, pentru că n-am mai avut răbdare. Și eram foarte, foarte curioasă. Aroma este Hot Cocoa and Cream. Cam așa arată. Au și variantă mare la această lumânare sau aveau, nu știu dacă mai este în stoc sau nu, dar sigur, sigur aveau și varianta mare. Vedeți că a fost aprinsă. Și miroase super bine. Mă așteptam să miroasă cumva mai mult a ciocolată caldă, chiar așa, aburindă. Dar se simte mai mult un miros de pudră de cacao, care e foarte plăcut și ăla. Ca și cum ai presăra și niște pudră de cacao peste ciocolata caldă. E un miros super plăcut și perfect pentru vremea asta. Ca note, ciocolată cu lapte decadentă, lapte proaspăt aburind și mini bezel. Nu simt toate aceste note, nu simt neapărat mirosul ăsta așa lactonic, de lapte aburind. Nu m-aș duce chiar în zona aia, cel puțin eu nu simt așa, dar cacaoa se simte super bine. Cacaoa, ciocolata, undeva în zona aceea și cacao, cred mai degrabă, decât ciocolată, ce vă ziceam și mai devreme. Dar miroase bine, îmi place. Din păcate, ce v-am zis și la început, fiind lumânarea mică, nu se simte chiar în toată casa mirosul. Dacă aș fi avut lumânarea mare, mirosea și la vecini. Veneau vecinii și cereau ciocolată caldă de la mine și eu le spuneam, n-am ciocolată caldă, dar am o lumânare, hei. Da, îmi place mirosul, îmi place foarte mult. Următoarele lumânări n-au fost aprinse, așa că nu știu să vă spun cum miros când ard. O să vă spun doar așa mirosul pe care îl simt în borcan. Bun, și am aici Frosted Coconut Snowball, foarte drăguță eticheta, o să vedeți că are și un șoricel mic, mic, mic aici într-o parte, nu știu cât o să se vadă pe cameră, undeva pe aici este, și îmi place că ceara e albastră. Ok, la această lumânare simt cel mai puțin mirosul, e așa cu capac care se înfiletează. Simt cel mai puțin mirosul pentru că simt destul de tare mirosul de ceară. La celelalte nu se simte așa. Dar e un cocos dulce, dar și rece cumva. Adică nu miroase a Raffaello, de exemplu. E mai degrabă ca o înghețată de cocos, dacă ar fi să fac așa o comparație. Și avem așa, un amestec de nucă de cocos, vanilie, frezii de iarnă, nu știu ce înseamnă asta, păduri sărutate de zăpadă, hai că ne revenim cu descrierile, și zahăr. Nu simt neapărat zahărul, frezii, whatever, nu știu ce a vrut să spun autorul aici, dar simt cocosul și v-am zis, e ca o înghețată de cocos, cum simt eu aroma în borcan, dar cred că va fi altfel după ce o aprind și sper să nu se mai simtă așa de tare mirosul de ceară. Bun, mai departe, mai am 3 lumânări, mi-am prins părul în capac. Super, bravo, Andreea. Următoarea lumânare și ultima din asta mică, Peppermint Sugar Cookie, încă ceva cu cookie, ca să merg pe aceeași idee. Cam asta este, vedeți, este intactă.
Aici se simte mirosul și se simte bine. Avem așa, mentă zdrobită, extract de vanilie unt cremos și biscuiți cu zahăr moale. Zahăr moale, ce vrea să însemne asta? Zahăr moale, adică zahăr topit? Whatever, nu știu. Dar se simte mirosul de biscuiței și mirosul de mentă. Deci fix așa miroase. A, biscuiți cu mentă, prăjitură cu mentă, ceva de genul ăsta. Foarte fain miroase, sper să miroase la fel și când o aprind. Îmi place și vă dați seama că îmi pare rău că n-am variantele mari la aceste lumânări. Aici e ca și cum ar fi o combinație de biscuiți din aia de Crăciun, așa puțin condimentați, și After Eight. Și le-ai combinat pe astea două și a ieșit lumânarea. Dacă vă place menta în prăjituri, în ciocolată, de exemplu, puteți să îi dați o șansă dacă vă interesează, bineînțeles, dacă vă plac lumânările. La fel de mult cum îmi plac și mie. O chestie, o paranteză așa, ce am observat pe site, aveau foarte multe lumânări în arome de Crăciun, fie cu un fitil, fie cu două fitiluri. Aveau săpunul pentru mâini așa și așa, însă la produsele pentru corp aveau super puține produse și puține arome, puține game. De asta nici nu mi-am luat nimic în afară de această loțiune de corp. Că nu prea aveau. Aveau vanila Bin Noel. O să vedeți îndată. Am avut anul trecut o cremă de corp în aroma aceea. Mi-a plăcut super mult. Dar am zis, hai să mai încerc și altceva anul ăsta. Aveau Winter Candy Apple. Am avut un gel antibacterian în aroma aceea anul trecut și era ok, dar nu pot să zic că m-a dat așa tare pe spate. E un măr condimentat, un măr cu scorțișoară. Așa, și mai aveam încă vreo două sau trei arome, tot ceva cu mentă, parcă acest gingerbread și încă ceva, în fine, nu mai rețin. Ideea este că nu era o gamă foarte largă la produsele pentru corp și m-am mirat. Însă, la lumânări, dacă asta căutați, atunci când am dat eu comanda, erau multe, multe, multe arome și aveai de unde alege. Bun, peppermint, sugar cookie, apoi... Am o lumânare în aroma pistachio toasted vanilla, am zis. Mi-a plăcut mult prea mult și am luat și varianta de lumânare. Și îmi pare rău că nu aveau și produse pentru corp, ce vă ziceam mai înainte. Un spray de corp, dacă avea un aroma asta, doamne, era primul băgat în coș. Dar nu, aveau doar lumânare, nici nu mai era rezerva pentru aparatul electric. Când am dat eu a doua comandă, aveau doar lumânarea și am înșfăcat-o rapid să nu cumva să dispară din stoc. Nici nu știu dacă mai este, s-ar putea să nu mai fie în stoc acum. Dar mi miroase excelent, excelent aroma asta. Nu mai insist pe ea, că v-am zis mai devreme, la odorizant. Și ce vă ziceam de vanila Bin Noel, am luat și o lumânare. Mă gândeam dacă să-mi iau și un spray de corp, doar că aveau doar varianta mare, de vreo 200 și ceva de mililitri, cred că are, și m-am gândit că e prea mult totuși. Voiam varianta aia travel de vreo 75 de mililitri. Aia mi se pare perfectă. Cantitatea aia mi se pare perfectă pentru mine. Nu aveau în varianta mică. Așa că am zis, hai că iau doar lumânarea. Ambalajul e cu verde și lumânarea în sine e cu verde. Ceara e așa colorată și e o vanilie puțin mai rece, nu e genul de vanilie caldă așa care să te îmbrățișeze, e ca o cremă de vanilie, o cremă de prăjituri de vanilie, ușor condimentată și cu nota aceea mai rece, exact ce vă ziceam, pentru că are și mosc printre note și cred că acel mosc face ca toată combinația asta să fie puțin mai fresh, să-i spun, în zona aceea. Și notele, boabe proaspete de vanilie, caramel cald, prăjituri cu zahăr, frișcă și mosc sărutat de zăpadă. Ce poetic! În continuare îmi place aroma, deși în lumânare, în recipient adică, se simte mai slab mirosul cumva decât... Știam eu că l-am simțit anul trecut în acea cremă de corp. Dar miroase foarte bine și sper să se simtă
atunci când aprind lumânarea, evident. E interesant că nu e mirosul ăla clasic de vanilie la care poate te aștepta, pentru că și eu anul trecut am avut așa un mic șoc când am mirosit produsul. Era prima oară când miroseam gama asta și mă așteptam fix la vanilia aia pe care o știm cu toții. Vanilie cu ceva frișcă era în mintea mea și inițial am rămas așa puțin, prima impresie nu a fost foarte bună, tocmai pentru că are nota aceea rece, proaspătă și mai taie din dulceața vaniliei, caramelului și ce mai e pe acolo. Și inițial eram așa, parcă nu prea îmi place, nu e ce trebuie. După aia, când am început să folosesc produsul, să aplic crema pe corp, m-am cam îndrăgostit de aroma asta. Știu că e și foarte populară la ei pe timp de iarnă, toată lumea o vânează și adevărul e că aveau multe, multe produse în gama asta. Cred că era cea mai completă gamă, dacă pot să mă exprim așa. Aveau și produse pentru corp, și lumânări, și săpunuri, dezinfectanți, de toate aveau în gama asta. Chiar au adus cam tot ce trebuie și hai să mai miros pentru ultima oară și după aia să vă spun cam ce îmi place cel mai mult, deși știți deja, cel puțin una dintre aromele o știți. Da, vanilie, ceva zahăr ars și o notă proaspătă. Bun, cam asta am luat. Am lumânări să-mi ajungă și mici și mari, dezinfectanți, nu mai zic. V-am menționat și la început. Înainte să închei clipul, vreau să fac un top 3 al aromelor. Zic top 3 că dacă fac top 5, deja vi le recomand aproape pe toate. Și pe locul 3 aș avea 4 candidați, între ghilimele. Ar fi Vanilla Bean Noel, Hot Cocoa and Cream, Peppermint Cookies și French Toast-ul. Dacă ar fi să aleg doar o aromă din astea 4, e foarte greu, însă cred că mă duc pe clasic și aleg Vanilla Bean Noel. Apoi, locurile 2 și 1 au fost mult, mult mai ușoare. Pe locul 2, Cookie Butter Truffle. Miroase prea, prea bine. Și pe locul 1, deja știți, aroma cu fistic. Pistachio Toasted Vanilla. Dacă vă place fisticul și mai găsiți aroma asta pe site sau în magazine, luați-o, că e prea faină. Și am ajuns și la final. Asta e tot ce am luat de la Bath & Body Works. Nu că ar fi puține produse, dar am refăcut cumva niște stocuri și nu cred că mai dau nicio comandă anul ăsta. Sper să nu mai dau nicio comandă anul ăsta. Să mă abțin, să stau acolo cu mințică în banca mea, că am destule. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, ca de obicei. Vă aștept în comentarii să discutăm despre arome gurmande, mâncabile sau despre orice alte arome vreți voi de la Bath & Body Works și nu numai. Și ne revedem la clipurile viitoare, bineînțeles. V-am pupat! Pa!